Poiana Beletina reprezintă o adevărată atracție turistică în România. Este situată în munții Mehedinți, localitatea Izverna. Încărcată de tradiție, istorie, dar și de legende, Poiana Beletina atrage cu siguranță turiști de pretutindeni. Acolo e o ridicătură de pământ. Pe timpul când era granița dincolo cu Austro-Ungaria, era peste râul Cernă și pe timpul războiului se trăgea de aici cu armele. Eu acolo, mai jos la curba acolo, urma lui Novac, așa îi spune. Așa e legenda. Ce spune legenda? E o urmă în piatră acolo. A fost Novac, un om uriaș, și se cunoaște piciorul, cum a călcat în piatră acolo. Aici, în dreapta, e vârful lui Stan, sus. Au oamenii ce vizita? Da, sunt. E frumos. Partea dincolo e medvedul, crovul medvedului, așa îi spune. Și se poate ieși la Țezna și se coboară la kilometru 14, la Dumbrava jos. Deci turiștii dacă vin aici au ce vizita, nu? Au. Și îi așteptați? Cu ce îi așteptați aici? Păi noi ce? Dacă vin pe la noi, pe la stână, vor să mănânce brânză, le dăm brânză, lapte. Cam asta. Totul proaspăt și fără îngrășăminte, da, nu? Da, sigur. Păi aici n-avem de unde îngrășăminte. Plimbarea prin Poiana Beletina le oferă turiștilor o varietate de imagini memorabile. Faci bătrâni, câmpuri de lapi, iezuri, iar crovurile se conturează ca niște aerne. Depresiuni karstice, circulare în formă de pâlnie, crovurile încântă privirile turiștilor, iar câmpurile de lapi, iezuri fac deliciul traseului. Oamenii care trăiesc aici iubesc aceste meleaguri, așteptând cât mai mulți turiști. Ce ne puteți spune despre Poiana Beletina? Poiana Beletinii, care spune, ce să vă spun, un timp foarte bun aici, un aer curat, venim cu ei la munte, aici la iarbă. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră aici? De când era copil mic, tot am venit cu el la stână aici. Ce faceți de dimineață până seara? Păi ce să facem, mulgem oile, pe urmă le dăm drumul, le pauzăm pansara, iar le bagăm. Ce să mai facem? Cât timp stați aici? Din ce lună până în ce lună? Păi s-o coti normal din mai până în august aproape. Până august. Sunt fie aleși. Vin turiștii des aici? Da, vin turiștii des. Sunt încântați de zonă, de toată împrejurul. Vin turiștii, vin toate părțile. De asemenea, puteți trece prin sălașe și stâne de oi. Atât de încântați de ceea ce Poiana oferă, oamenii care stau aici la stână între munți, parcă nu își mai doresc să coboare în sat. Vă este greu să stați aici departe de ceilalți localnici din sat, de familie, de prieteni? Nu este și greu, ne și drag aici, pentru că dacă din copilărie asta am făcut, de când eram mică am venit aici la munte, mie chiar mi-e drag. La elalți nu știu, dar mie mi-e drag. Dar e foarte greu să stai singur aici, nu poți să te descurci unul singur, trebuie să te ajute cineva, că n-ai cu cine să pui cumpenile pe foc, să mulgi oile, să faci toate manopele astea, nu ai cu cine dacă nu te ajută cineva. Dar dacă ar fi să nu mai fie nevoie să veniți aici, la stână, v-ar fi greu? Da. Când vin primăvara aici, tot timpul îmi dau lacrimile. De dor. De dor și mai ales când e frunza verde și cântă cucu, tot timpul îmi dau lacrimile. Am crescut aici și aici vreau să mor. Cu siguranță, urcarea aduce cu sine o priveliște impresionantă de jur împrejur care nu poate decât să încânte privirile turiștilor.